Potrivit ultimelor statistici, unul din 10 români suferă de depresie. În baza normelor din acest an, la contractul cadru, Casa de Asigurări de Sănătate va deconta consilierea și alte servicii psihologice care până acum erau oferite contra cost. Pentru a beneficia de servicii psihologice gratuite, pacientul va avea nevoie de un bilet de trimitere de la medicul de familie către un specialist psihiatru. Dacă va considera necesar, specialistul va prescrie medicația necesară și va trimite pacientul la psiholog. Deoarece sunt puțini psihologi care au contracte cu medici psihiatri, se va aplica principiul primul venit, primul servit.